Deputatul PNL Emil Dumitru și-a justificat votul negativ dat despăgubirilor pentru secetă în cadrul unei conferințe de presă organizate săptămâna trecută la sediul PNL Călăraș. Dumitru spune că nu a votat suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii cu suma de 1 miliard de lei pentru despăgubirile culturilor de porumb și floarea soarelui, afectate anul trecut de secetă, întrucât nu exista sursă financiară pentru a susține acest amendament. Facem câteva clarificări și am explicat votul pe care l-am acordat e în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților, Comisie Decizională, pe ceea ce înseamnă subiectul care am văzut că deja a apărut în presa de specialitate, suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii cu 1 miliard de lei pentru despăgubirile la secetă. Din păcate, resursele bugetare pe care le are la dispoziție Ministerul Agriculturii astăzi când discutăm, nu prevăd și sumele necesare de despăgubirii fermierilor care au înființat culturi agricole în primul varanului 2020, și anume la culturile de porumb și floarea soarelui. Motiv pentru care nu puteam să votez un amendament care nu avea și identificată suma de unde ar putea să avem alocările respective. Asta nu înseamnă că eu, calitatea mea de deputat de Călăraș, nu voi încerca să găsim soluții așa cum am găsit și în anul 2020 când eram secretar de stat. Și dacă vă aduceți aminte, la începutul anului 2020, aceleași discuții le-am avut legat de sumele nesatisfăcătoare aflate în bugetul Ministerului Agriculturii la capitolul 40, subvenții, ajutoare de stat. Și la sfârșitul anului, când ne uităm în execuția bugetară a Ministerului, am constatat că am plătit peste 2,5 miliarde de lei de despăgubiri, în cuantum de 940 de milioane de lei pe la culturile de toamnă și alte forme de sprijin sectoarelor aflate în dificultate urmare a pandemiei COVID. Din discuțiile tehnice pe care le-am purtat atât cu Ministrul Agriculturii cât și cu primul ministru al României, se caută o soluție pentru a găsi sume de bani necesare pentru ca fermierii să fie despăgubiți legate de calamitățile pe care le-au suferit în 2020. Dar trebuie să vă spun ce am spus și colegilor din cadrul Comisiei de Agricultură. Din perspectiva altor state membre, acest mecanism de gestionare a riscurilor este cu totul diferit. Dacă în fiecare an vom sta să apelăm la bugetul de stat, cu siguranță nu vom avea sume necesare în fiecare an pentru despăgubiri. În Europa este un mecanism mult, mult avansat prin care, pe baza unui fond mutual, unde fermierii plătesc contribuții la acest fond mutual, în raport de culturile pe care le înființează, statele membre despăgubesc fermierii la 1 euro plătit, 60 de eurocenți sunt plătiți de către bugetul european. Asta este o soluție cu adevărat fezabilă pe care România ar fi trebuit să o adopte încă din 2014. Am avut un fond mutual și există legislație specifică pe fondul mutual și în data de 26 iulie 2018 fostul ministru al Agriculturii a luat din sumele destinate fondului mutual, care era bugetat la aproximativ 400 de milioane de euro și le-a alocat către alte măsuri. Adică, mai pe scurt și pe înțelesul tuturor care ne privesc, dacă astăzi am fi avut acest mecanism de gestionare a riscurilor viabil, practic, statul, sarcina administrativă a statului n-ar fi fost 1 miliard de lei, ar fi fost, practic, doar 40% din sume pe care o parte din ele le plăteau fermierii cu titlul de contribuție la fondul mutual, o parte asiguratorii și o parte veneau din bugetul FEAD de la Uniunea Europeană. Ca soluție de compromis pentru anul acesta, avem două mecanisme pe care
le vom pune unul mai repede în aplicare, și anume sistemul Agri-Invest, cum a fost IMM Invest, destinat exclusiv fermierilor cu o garantare de 1 miliard de lei a creditelor pe care aceștia le contractează, și vor avea prioritate acei fermieri care se află în dificultate și fac dovadă că au procese verbale de calamitate, adică credite garantate 100% de FCC IMM cu dobândă subvenționată, și pe de altă parte un mecanism de eliberarea unor adeverințe din partea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură pentru suprafețele pe care sunt procese verbale de calamitate pe credite de angajament, ulterior urmând ca într-un acord tripartit bănci, fond de garantare, Ministerul Agriculturii prin APIA, să li se vireze băncilor sumele care au, cu care au creditat fermierii, practic să găsim o soluție în care pe perioada anului, când se întregesc resursele bugetare, să fie alocate sume pentru despăgubiri, dar pe un astfel de mecanism. Am vrut să spun lucrurile astea pentru că în spațiul public au apărut foarte multe supoziții. Eu sunt un om asumat, nu vreau să vând iluzii fermierilor, nu vreau să mă fac că nu votez, că să știți că și abținerea înseamnă tot un vot împotrivă. Și nu cred că este sănătos dacă oameni tineri sau noi în politică doar fac niște calcule politicianiste ieftine din a ieși bine dintr-o situație conjuncturală, care sigur că mie nu-mi este comodă și trebuie să recunosc că n-aș fi votat cu două mâini să avem bani mai mulți la agricultură. Dar să știți că în acel comitet de monitorizare din 26 iulie 2018, șeful Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale era chiar președintele Comisiei de Agricultură de la Camera Deputaților, domnul Cheznoi. Dânsul a fost de acord la acel moment și conducerea Ministerului de la acel moment să ia banii de la Fondul Mutual și să-i ducă în altă direcție. Cauza este lipsa de strategie de investiții în infrastructura de irigație. Dacă noi am despăgubit în 2020 cu 200 de milioane de euro aproximativ fermierii pentru culturile înființate în toamna anului 2019 și am avut alocări bugetare pentru reabilitarea infrastructurii de irigații din acel vestit miliard de euro, de doar 50 de milioane de euro, trageți dumneavoastră concluzii. Deci prima dată trebuie să ne asigurăm că vom putea să avem un sistem de irigații funcțional, să reabilităm infrastructura de irigații, pentru că oricât de despăgubiri vom avea datorită repetabilității incidentelor climatice, lucrurile nu vor sta bine din perspectivă bugetară. Am cerut la Anif Călăraș să-mi spună care sunt stațiile de pompare, altele pe care le-am repornit anul trecut, care pot fi repuse în funcțiune. Și e vorba de SRPA 1623 Dormărunt, e stație de repompare de la Pogrei, prima stație de repompare, care va deservi aproximativ 22.000-28.000 de hectare. SRPA 1214 de la Șeinoiu dinspre Fundulea, care va deservi 13.356 de hectare, și SRV Vlad Sepeș, vestita magistrală, care a văzut că a generat și spațiul public călărășean dispute legate de proprietatea peștelui dintr-un canal de irigații care este proprietatea ANIF-ului, Vlad Sepeș, de 74.000 de hectare. E adevărat, județul Călăraș a avut o suprafață calamitate la culturile de primăvară de 117.489 de hectare. O suprafață foarte mare. Practic Călăraș, Constanța, Ialomița, Galați, Brăila sunt județele cele mai afectate. Dar eu nu puteam să mă fac, să mă prefac că mă abțin și să știu că, de fapt, resurse bugetare pe mecanismul propus de opoziție nu sunt, și doar că ieșeam bine și dădeam bine în fața presiei.
N-am voie să vând iluzii fermierilor, pentru că fermierii își fac niște calcule pentru reînceperea activității de însămânțare din primăvara acestui an. Bugetul, ați văzut cu toții, este un buget construit pe investiții, pe absorție de fonduri europene, inclusiv bugetul Ministerului Agriculturii cunoaște o creștere de 14% aproximativ pe ce înseamnă rambursări și decontări, pentru că am ajuns la finalul perioadei de programare pe fonduri europene. Și, bineînțeles, pe perioada de tranziție sunt alocate 2,8 miliarde de euro, adică în 2021 și 2022, pentru a se lansa sesiuni noi de proiecte de investiții în mediul rural, în activități agricole și activități non-agricole. Am simțit să spun toate lucrurile astea ca să nu credeți că fug de răspunderea pe care o am în Parlament și că votul meu a fost un vot care a fost dictat de nu știu cine sau pur și simplu că sunt un politician care doar în campanie promit lucruri pentru fermier, după care uit de fermier, nici pe departe lucrul ăsta. Inclusiv eu am purtat nenumărate discuții cu conducerea Ministerului să găsim o soluție și soluția cred că asta este cea pe care v-am explicat-o mai devreme.